și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În aprea Sfântia voastră, prea Sfântire voastră, dragi părinți, prea Vitei toți frați și surori, să vinți fie Domnul. În Iordan, botezându-te cu Doamne, închinarea trăimii s-a arătat. Iată cu primirea și ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la marele praznic împărătesc, botezul Domnului nostru, Iisus Hristos, care se mai zice și arătarea Domnului, pentru că nu atât la nașterea sa s-a făcut cunoscut Mântuitorul Hristos lumii, deși l-a arătat steaua, l-a arătat magii, ci la botezul lui s-a arătat Fiul lui Dumnezeu lumii, că El este cea de-a doua persoană a Preasfintei Treimi, este Mântuitorul lumii care a venit în lume să mântuiască lumea. Și atunci când Sfântul Ioan Botezătorul boteza în Iordan din veii care veneau la dânsul, îi ajuta în apă lumii și mântuiseau păcatele, erau botez și apă, botez pregătitor pentru botezul creștin care era să fie cu Duh Sfânt și cu foc. Și atunci când Mântuitorul Hristos i-a apropiat Iordan, Ioan Botezătorul a zis ucenicilor săi, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și s-a apropiat Mântuitorul de Ioan și a zis ca să-l boteze. Și atunci Ioan a zis, eu trebuie să mă botez de la tine, stăpânul meu, și tu ce-i botez de la mine? Tu care ești fără de păcat. Și atunci Mântuitorul îi zice, lasă acum să fie așa. Și astfel, Sfântul Ioan Botezătorul pe Mântuitorul Hristos, apele Iordanului s-au întors înapoi. S-a deschis cerul și s-a văzut Duhul Sfânt în chip de porumbel deasupra Mântuitorului Hristos. S-a auzit glasul Tatălui Ceresc din ceruri, acesta este Fiul meu cel iubit, de El s-a ascultat. Deci, de iubiți credincioși, că la botezul Domnului s-a arătat cel mai clar taina Sfintei Treimi, Fiul care era în apele Iordanului, Duhul Sfânt în chip de porumbel, și glasul Tatălui din cer care s-a auzit. Deci, iubiți credincioși, ni s-a arătat nouă Sfânta Treime cu care ne însemnăm de fiecare dată când facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru ca Sfânta Treime să ne păzească, să ne ocrotească, și ne ajute pe calea mântuirii pe care ne-am pornit. Vedem că apele Iordanului nu puteau ca să vadă acest lucru minunat, această taie minunată și s-au întors apele înapoi împotriva lumii. Deci vedem că până în ziua de astăzi apele Iordanului se întorc înapoi la această mare sărbătoare a botezului Domnului nostru, Iisus Hristos. De ce, iubiți credincioși, vedem că Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a crescut în pustiu, cel care se hrănea cu miere și cu muguri de copaci, care făceau astfel de viață astfel, zicea că nu sunt vrednic să-i dezleg încă semintea picioarelor lui. Acest om trebuie să-i sfânt astăzi și să-i potea înaintea stăpânului.
cum ne socotim noi înaintea lui Dumnezeu? De ce iubiți credincioși, nevrei și păcătoși fiind, dar așa nădăjduiți la mila lui Dumnezeu, venim și noi și prin pocăință cerem iertare de la El. Pentru că dacă omul va fi, va primi iertarea, el va fi mântuit. De aceea nu vrem altceva nimic. Lucrurile acestea dumnezeiești, toate trec, toate sunt ca o umbră și din chiar viața omului, cea scurtă pe care o trăiește, este ca un abur. Auzim că a murit, nu mai bătrân, ci și tine, și la mijlocul vieții. Se duc oamenii pe pământul acesta și toate ne lasă. Și atunci, ce mai aștepți decât iertarea și se poți avea răspuns bun cu fața dreptei și de cărția lui Dumnezeu? De ce noi mulțumim pomorârii lui Dumnezeu la noi pe pământ? Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru iubirea lui de oameni și care o are pentru noi toți. El care a spălat în apă Iordanului păcatele întregii lumi care le-a luat asupra sa, El fiind fără de păcat, luând trup omenesc, dar fără păcat fiind, a spălat în apă Iordanului păcatele întregii lumi. De ce și noi, iubiți credincioși, de nici suntem botezați ca să spălăm păcatul strămoșesc și păcatele personale, ca să ne curățim prin taina Sfântului Botez. Și Dumnezeu ne întărește cu Duh Sfânt și cu putere, ca să putem lupta împotriva ispitilor viacului acestuia în viața de toate zilele. Și atunci când credem să ne ridicăm, să mergem înainte cu Dumnezeu. Pentru că este feresc să cădem prin oameni neputincioși, dar să nu rămânem în cădere. Pentru că toți putem cădea, dar este lucru dumnezeiesc, că omul se ridică și mai departe caută să facă voia lui Dumnezeu, să slujească lui Dumnezeu. Vedeți în geamul de acum, când Satana a făcut atâta tulburare în lumea aceasta, atâta umbră ce urăsc unii de alții, războaie s-au pornit de multe părți ale lumii, se va mult sânge, dar aceasta ne arată că se apropie timpul. Se apropie timpul de a ne întâlni cu Dumnezeu. Este aproape judecată de Dumnezeu de care trebuie să fim pregătiți. De ce ne fiți credincioși? Să nu ne îngrijim prea mult de cele pământești, de cele lumești, ci să purtăm grijă de mântuirea sufletului. Ar putea cădea o bombă, o rachetă în orice loc și te-ai dus din lumea aceasta. Ai fost oare spovedit și împărtășit? Ai fost în păcat cu Dumnezeu? Ai făcut fapte de milostenie, fapte bune, ca să milostivești milostivirea lui Dumnezeu? Sau ai rămas în întunericul păcatului pentru că la sfârșit și te-ai dus din lumea aceasta nepregătit? De aceea, fiecare dintre noi, de ce ne temem de moarte? Ne temem pentru că nu suntem în păcat cu Dumnezeu, nu suntem pregătiți de a ne întâlni cu Dumnezeu. Dacă am fi pregătiți, noi am așteptat moartea cu binecuvântare, ca să mergem din lumea aceasta, din partea aceasta a plângerii, la viața veșnică și fericită. Deci rugăm de milostivul Dumnezeu ca să spele din apele Botezului toate păcatele noastre și acest mare curat de cumpărătenți, să ne ajute pe fiecare, așa cum suntem aici împreună la Sfânta Liturghie, care este cea mai mare rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, tot așa Dumnezeu să ne ajute să ne împlinecească și de cereasta în părăsie. Amin. Dumnezeu să vă mântuiască.